Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Avem deosebita plăcere de a analiza spațiul sociopolitic și economic astăzi alături de unul dintre prietenii emisiunii, domnul Viorel Caragea. Stimate domn, bună ziua, bine ați revenit! Bine v-am găsit atât pe dumneavoastră cât și pe ascultătorii dumneavoastră. Iată-ne, iată ne ajungi la final de 2017, un an plin, un an încărcat, atât de evenimente în plan local, dar mai ales național. Constatăm o degringoladă, o debandadă, dacă putem spune, în mai toate sectoarele de activitate social, din punct de vedere economic, nu mai avem ce discuta. Cum se vede această stare de haos? Știm că sunteți adeptul ordinii și disciplinei, dar iată că în societatea actuală, atât la nivel de județ cât și la nivel de țară, nu prea mai există ordine și disciplină. Din punctul meu de vedere, nu cred că vreodată cineva și-a închipuit că România va ajunge în această situație. Eu unul nu-mi vine să cred, pentru că am prins toate evenimentele post-decembriste în forță, ca să zic așa. Numeroasele mineriade adevărate, nu fanfarona de ce face pe aici cel pe la Pandurii, că face el valuri, că nu știu ce. Mineriade adevărate, cu zeci de mii de mineri care au plecat la București, cu lupte la baionetă, cu tot ce vreți, ca să spunem așa. Dar nu era haosul ăsta. Nu exista. Și minerii care mergeau erau foarte organizați, adică avea grijă toată lumea să mănânce, să aibă unde să doarmă, într-o sală de sport, protecția socială exista indiferent de care parte a baricadei te aflai. Ce vreți să vă spun? Este un punct rău. Din punctul meu de vedere, România a ajuns rău. Sper și încă mai cred, pentru că speranța și credința trebuie să fie permanențe flacăra care ne ghidează în viață, ca aceste situații să treacă, să fie depășite. Din ce discutam cu bătrânii, de bandadă din asta n-a existat nici în 47, nici în... Atunci când iarăși au fost remult tulburi. Da, nici în foamea din 47 n-a existat așa ceva. Da, și din păcate se anunță în 2018 plin iarăși de evenimente. Vom vedea cum vor intra în aplicare codurile fiscale. Vom vedea, iată, tevatura pe legile justiției. Fața adevărată a codului fiscal sau fața adevărată a modificării salariilor este doar ca să acopere marile nerealizări. Din punctul meu de vedere vreau să vă spun două lucruri. Unu, salariile total nemeritate și supramărite la stat a celor care stau degeaba și mănâncă. Salariile încă foarte mici, mici din sectorul privat. Inflația foarte mare. Prețurile au bubuit peste tot. Era motorina 4,60, 4,70, 5,40, 5,50, 5,60. Și crește zilnic. Dau un exemplu. Păi de ce plec toate? Curentul, gaze. Deci este o diferență așa, o balanță total lăsată din ponderea salariilor. Nu se poate, spre mari salarii, vă spun ca un om care a lucrat în sistemul de stat aproape toată viața. Nu se poate. Deci, repet, trebuie făcut ceva acolo. Plătiți, domne, munca. Păi de ce să ții 5 doar pentru că neamuri, ce naibii sunt, pile și așa mai departe, care nu ia decât bani degeaba, ține 2 sau 3 buni. Și care să facă treaba. Da, vrei să dai salariul, dă-i, dar dă-i pe competență. Păcat, iar sectorul privat prea mici, prea mici. A mai fost soluții. O perioadă, păi ce soluții să fie? Patronii sunt morți. Păi le-am crescut impozitarea de ea disperat. Evaziunea este în floare, la nivel național, nu se gândește nimeni să atingă de bănci, de multinaționale, de ce să discutăm acolo, să... Uitați-vă ce s-a întâmplat cu Petromul, cu marile noastre societăți. Da. Ne mutăm acum puțin firul discuției spre planul local. Ieri am văzut un proiect inițiat de primarul în exercițiu al municipiului, domnul Marcel Romanescu, care a picat cu brio, existând foarte multe voturi împotrivă din partea consilierilor social-democrați și ALDE.
Știm că ați fost adeptul și sunteți adeptul creării spațiilor de parcare cât mai multe și cât mai eficiente pe raza municipiului. Care este povestea din spatele votului contra de ieri? Pentru că, teoretic, acolo, în spațiul acela care trebuia achiziționat, s-ar fi putut amenaja o parcare. În campania electorală la care am participat, chiar și la dumneavoastră la emisiune, am spus așa, din punctul meu de vedere, trebuie să renunțăm la epoca cărciumară, care, alături de ciracii săi, și să mă audă, poate reușește să mă audă, Marius Ionescu e principalul distrugător al Târgu Jiului. Deci știe cine a fost când a venit în primare cu 15-16 ani și cu această ocazie transmit ca de sărbători când îi mai sună prietenii să se întâlnească cu el ca să vadă ce calendare și așa mai departe aduc de Crăciun, să nu mai mă bârfească. Să nu crezi, Ionescule, că vreun om dintre care e obligat să... moral așa să stea de vorbă cu tine sau să nemoral să te umfli în pene pe la Dunăre când mă bârfești, te iubesc pe tine. Nu. Stai tu pe malul Bălții și vezi tu de ce ai făcut. Și pe acolo și pe malul Jiului. Lasă Târgu Jiu. Nu te reprezintă domnul Ionescu Târgu Jiu. Chiar dacă sperai la un moment dat să ajungi primar. Nu te reprezintă nici pe tine Ermina Târgu Jiu. Și mulți alții. Doamna Narcisa, te rog eu frumos. Cred că cel mai bine ți-a stat la Timișoara. Vin de palatul din centrul Târgu Jiului și du-te. O să ajungi și la parcare. Ce vrei să-ți spun? Uite să-ți dau un exemplu. Plecăm din centrul Târgu Jiului, care teoretic kilometru zero al Târgu Jiului, ca să știți toată lumea, este în fața Muzeului Județean. Da. Acolo este o tablă de... Jos. De fapt, nu o tablă, de... Jos. Un marcaj. Un marcaj dintr-o... Să zicem o tablă groasă de cupru de câțiva centimetri, da? Care arată kilometru zero. Nu e în fața primăriei. Câți bani a făcut primăria pentru sistematizare? Mai nimic. Dar pot să vă dau alte exemple. O anumită firmă din Târgu Jiu în 2014 a reparat fațada primăriei și unii și-au cu 233.419 lei. Aceeași firmă reparații fațada primărie în 2015 cu 369.566, adică 3.690, tot aceeași fațadă, tot aceeași firmă. Și în anul 2016, în luna august, mai repară o dată, de data, tot aceeași fațada primăriei, cu 36.614. Total, ați văzut, 6 miliarde și jumate aproape. Întâmplător sau nu, doamna Narcisa Cristea ar trebui să iese public și să spună gradul de rudenie și ce este cu această firmă. Din punctul meu de vedere, e un câștig. Faptul că în 2017 n-a reușit să mai repare încă o dată fațada. Dar ce ar fi făcut și în 2016? Că eu n-am mai văzut. În 2015 n-am văzut. Nu cred că cineva a mai văzut schelele pe fațada primăriei de 3 miliarde și ceva. Că în 2014, când și-au făcut stagiatura unde trebuiau, a fost ce a fost. Dar după aia? Păi dacă noi băgăm doar în reparațiile primăriei în fiecare an miliarde și miliarde, ce vrem, să avem un trafic civilizat în Târgu Jiu? Corect. Deci, și să revenim la trafic, la ce spuneați dumneavoastră. Nu pot să înțeleg de ce nimeni nu vrea. Vorbim că nu s-a dat niciun fel de finanțare pentru... Sau aproape zero, 20 de miliarde, dacă știu, 2 milioane, pentru că l-a dat pe eroilor. Da, o sumă pentru infimă. Ce? Păi nu este infimă. Ascultă-mă. De ce trebuie să băgăm noi sute de miliarde ca să facem o parcare subterană când știe toată lumea că Târgu Jiu are o problemă cu apele pluviale care cresc și inundă străzile la suprafață? Păi când ai băgat-o și în jos, ce faci? Inund și spațiul respectiv. Da? Facem, domne, parcări. Am propus, repet, și eu mențin punctul de vedere. Ideea în sine n-a fost al lui Romanescu la campanie. Vă aduceți la minte, ieșise domnul Edi Berca că el vrea pasa subteran de la Parângul la Casa de Cultură, ca purtător reprezentant al lui Romanescu în campanie. Nebuneală, nu înțeleg. Trebuie toate spațiile goale care mai sunt să fie luate. Este și spațiul de pe Eroilor, care era vis-a-vis. Faceți, domne, parcare, eventual un demisol care să fie peste nivelul pluvial. Un metru în pământ, un metru afară, un metru jumătate afară. Da? Un parter și un etaj. La etaj, dacă nu vrei să faci și parcare pe etajul 1, poți să faci spații sau birouri pe ale primăriei. Sau să le închiriezi cuiva să-și facă. Dacă faci două din astea, odată dublezi sau triplezi numărul de locuri de parcare pe unitatea aia,
Am văzut niște ignoranți, niște speculanți, că nu pot să le spun habar niște, cred că e cea mai bună denumire. Să spună, știți? S-ar bloca traficul dacă ar ieși mașinile. Alo, mi-e rușine dacă ați dat vreunul de permis cu mine, habar niștilor. Păi acolo e blocajul, când ești dintr-o parcare. Blocajul este când ai blocat strada. Calea Genevei, strada Genevei trebuie să fie liberă. Capacitatea de preluare a străzii este redusă la jumătate datorită faptului că o bandă a fost transformată. În spațiu de parcare. Ea a fost transformată cu 15 ani când se lucra la tribunal și după aceea și la spital reparat și s-a mai lucrat la parchet și așa mai departe, ca să reducă viteza de deplasare, să le dea voie și posibilitatea celor care lucrează acolo să iese. S-a discutat de enori. Trebuie schimbat sensul unic de pe strada Genevei. L-am propus de 10.000 de ori. Cum să vii de la gară, să faci la stânga pe Unirii, da, să te duci ca să urci pe Popa Șapcă cu două treceri de pietoni, îți două puncte de conflict în care trebuie să oprești obligatoriu de două ori. Vii de la pasarelă, cele două artere care alimentează centrul. Deci centrul e alimentat de patru artere. Două sunt cel de la gară, da, și cel de la pasarelă. Adică Republicii și pasarelă. Pasarela, plus calea Severinului, care vine până și care ai unde să-l preia în stânga Brâncușul sau în dreapta și deci ceva mai puțin vine și ai terminat. Și Catena Teodorului care preia tot pe Brâncuș. La fel, deci două lucrări trebuie făcute foarte urgent. Genevei, sens unic până sus, dincolo de tribunal. Inverse, în da, sensul. Și Popa Șapcă, coborâre, nu urcare. Da. Și atunci poți să... Cum a și fost Popa Șapcă până acum ceva timp. Până când v-am spus, în ce perioadă s-au schimbat, da? Iar cealaltă, cea mai importantă lucrare. Păi dacă Cârciumarul cu Narcisa, cu Ionescu, nu înțeleg să ne lase în pace, duceți-vă frate, tăiați-vă porcul, chemați-vă finii. Faceți... Dar plecați de la conducerea primăriei Târgu Jiu. Cum să blochezi strada Victoriei pentru un angron? Nu s-a întâmplat în marile țări ale lumii care sunt supra-industrializate. Cum să blochezi Victoriei? E, uite că la Târgu Jiu se poate. Pentru interesele lor. Dar sunt convins de acest lucru că vor răspunde mai devreme sau mai târziu. Eu sunt dezamăgit de cei care au semnat alături de ei. Că semnează multe instituții acolo. Nu se poate. Deci, repet, Genevei trebuie să preia, vii de la gară, urci direct în sus. Doi, discutăm de unde verde nu se mai discută de 3-4 ani. Toate cele trei semafoare, când ai prins de la pasarelă, când ai venit și ai prins de la Tudor, te duce pe verde să ieși pe calea Severinului. Așa trebuie legate și calculate. Se numește unde verde sistemul. La o viteză medie de 35-40 la oră, ca să reușești să prinzi cele la alte două semafoare și te-ai dus. Nu există în mintea lor. Îmi pare nespus de rău. A, că nu au votat consilierii? Cred că bine au făcut. Și să vă explic de ce. 1. Marcel Romanescu adoptă în acest moment o politică cu care eu nu pot să fiu mulțumit. Chiar dacă toată lumea, și repet, să nu uite, n-a venit sprijinit de PNL. A venit sprijinit de voința de presa din Târgu Jiu, de o parte mare a presei din Târgu Jiu și de voința populară. Nu PNL-ul l-a scos primar pe Romanescu, nici el singur n-a ieșit. Lumea a vrut altă schimbare. Și poate mulți am greșit. Care ne-a rugat ăla băieții să mai schimbăm pe ăștia. Și acum, nu vreau să-l blamez, înainte de Crăciun am promis unor oameni că îl lăsăm până după sărbători să facă 6 luni, să vină și cu bilanțul ăla și o să vedem. Oricum, nu este de așteptat în continuare ca Romanescu să fie lăsat să-și aducă în primărie toate nulitățile pământului. Toate nulitățile pământului a dus consilier, te doare mintea. Și dacă mă aude cineva, sau îl rog, public, să spună, domnule, uite ce calități, excluzându-mă fata aia de la purtătoare de cuvânt care se mai bate pe acolo cu ce să ia apere imaginea și cred că este singura care el în rest a adus numai și numai oameni care n-au ce căuta, care n-au făcut față niciodată, nici în mediul privat, nici în general, decât de necrezut. Decât de necrezut, că nu există. Repet, fraza nu este cea mai productoare, să nu zic ceva negativ, că e săptămâna dinainte de Crăciun. În această perioadă, dacă ați văzut, s-a întâmplat o mare problemă. O să discutăm într-o emisiune mai larg, că nu o să aveți timp. PSD-ul vrea să se reorganizeze. Da, nu este reorganizat pe forța lor, nu, pe slăbiciunea opoziției. Și corect. Când mă chemați la prima emisiune, v-aș ruga să abordăm această temă a emisiunii. Chiar de seară la TV, dacă puteți veni, vă așteptăm. Vă mulțumesc. Ce să, este delicat, repet.
Aceste firme abonate, PSD-ul și-a pierdut o mare parte din clientelă. E clar, în momentul când nu mai ești la butoane, și-a pierdut. Iar oamenii încep să nu le mai fie frică că nu-i dai banii la timp. S-a mai schimbat și legislația. Dar problemele sfârșitului de an din Consiliul Local, nu. Păi aseară s-au dus, era plin la chefuri, se duc tot la chefuri, se ceartă în față și prin spate și aranjează toate lucrurile. Ai impresia că i-a deranjat prea tare faptul că nu s-a luat? Nu. Deci, în primul rând, Romanescu a lucrat greșit aici. Nu vreau să-l critic, dar trebuie să spun așa. Pentru ce ai făcut ședințe de îndată joi când aveai ordinară vineri? Luni, pardon. Pentru ce? Corect. Păi de ce ai un lucru? Fă, frate, adică să faci circuri și alea, cheamă-i pe toți, discută pe grupurile lor cum sunt, pentru că totul se discută, se negociază acolo. Ai mei de la Liberal, veniți, uite, vreau să iau asta, da? Domnii de la PSD, ce părere aveți? Te duci să te faci de râs dacă nu discuți înainte. Lipsă totală de comunicare. Cu bune și rele, uite ce putem face. Dar dacă te duci să spui că fac 50 de locuri de parcare când mă costă 200 de euro metru pătrat sau mai bine. Nu, frate, mă costă 200 de euro și fac 150 de locuri de parcare. Toată strada Genevei de tot avea 53 de locuri de parcare. Le-am scos de pe stradă, am dublat capacitatea de preluare. Sunt termeni tehnici și zici că ai fost profesor de management, nu? Conferențiar în management. Păi frate, timpul înseamnă bani. Motorina consumată în plus că stăm prin intersecții înseamnă bani. Ieși și explică. Trei săli de forță ieșit la televizor și explicat tuturor cetățenilor. 50 de opoziții, luați oameni. Veniți, domnule, încoace să discutăm. Mai comenta vreunul din partide când le explicai de genul ăsta? Nu. Și totul sub presiunea, spune, mediatică și a explicațiilor raționale. Cheamă, domnule, trei specialiști în domeniu. Deci, domnul Romanescu, l-ai luat pe Miu și l-ai făcut, îl duci în Consiliul de Administrație la Paregiu. Domnule, te faci de râs. Păi dacă spuneam, dacă spunea ce echipă de consilieri aduce în campanie, îți garantez că pierdea 2000 de voturi. 2000 de voturi. Dar le-a pierdut acum, nicio problemă. Cât adevăr zace în ceea ce se poate specula în spațiu public, anume că Partidul Social Democrat la nivel de Târgu Jiu nu este deloc interesat să treacă proiectele inițiate de liberali? Niciuna, total. Părerea mea, minciună. De ce? Păi de care proiect nu l-a trecut? Ăsta? N-am știut să joace cu el. Păi de câte proiecte? Haideți să facem un calcul. Așteptăm cu bilanțul să vedem câte proiecte de hotărâre a făcut. Da? Că am văzut ședința trecută, a avut 55 de proiecte. Păi domnul Romanescu, când ai făcut în fiecare nouă ședință de îndată, că te duci numai cu două proiecte și la ședința ordinară pe 55 pe ordinea de zi, domnule, îți bagi joc de consiliere aia. Foarte bine fac. Și ea nu-i votează două, trei, ca să-l învețe minte. Dacă tot faci două rânduri de ședințe pe lună, împarte-le, frate, echitabil, 20 la una, 30 la alta. Adică o pondere numerică... Tu ai semna un proiect doar că vrea el? Nu, bă, ăsta e că-s consilier, votez pe propria conștiință, după conștiința de partid din care am venit, o chestiile ăștia, nu? Dar dacă nu i-au votat toate, cred că nu sunt 10 respinse din, cred că 200-300. Din cele din iunie până acum. Și dacă sunt 10, sub 10% respinse, ce zici? Ți se pare? Păi nu, ți se pare? E rezonabil. Ținând cont de, bă, să spunem, raportul opoziție-putere din primărie, e rezonabil. De exemplu, nici Romanescu n-a fost de acord când a ieșit primul... Eu am ieșit printre primii și am spus de treaba cu fabrica de confecție. Am avut primele informații. Că vrea să cumpere ilegal, din punctul meu de vedere. Păi pe ăla de ce nu spune că nu l-a aprobat? Și acolo era 2 milioane jumate de euro să cumpără fabrica de confecție, nu? Tot 2000 de metri pătrați. Și a fost propunerea PSD-ului. De-aia nu mai facem... Nici n-am mai băgat-o pe ordinea de zi. Știi, a fost o întreagă bulibășeală, o întreagă târguială. Da, a fost retrasă înainte de... Exact, atunci. Dar de la nu mai face referire. Au votat consilierii, din punctul meu de vedere, ilegal. Le-am dat zeci de exemple după aia, treaba cu avocații. Sper ca domnul consilier juridic, prietenul lui Romanescu, care este consilier juridic al prefecturii, să aibă mintea luminată, nu să se ia după că îl roagă X sau Y și să-i dea un răspuns negativ. Întrebare, pentru că ați atins un subiect sensibil pentru multă lume. De ce este nevoie, personal, vă întreb ca cetățean, da. Nu înțeleg. De ce este nevoie de angajarea unei case de avocatură sau unor avocați în situația în care, cu siguranță, fiind o entitate publică, ai juriști, presupun, calificați să reprezinte entitatea respectivă în instanță? Unu. De ce e nevoie? Nu este nevoie. Este o bătaie de joc.
Eu le-am dat un exemplu cu primăriarul Vinari, la care Curtea de Conturi, care și-a angajat un jurist, un avocat, pardon, cu 3.000 de lei, și Curtea de Conturi cu 4 ani a dat jos cheltuiala și le-a imputat banii. Adică cumva este ilegal? Pentru faptul că, repet, găsiseră, luaseră un spor, pentru un spor de calculator care nu era la considerat ilegal și luaseră toți. Și a găsit Curtea de Conturi în statul de funcțiuni că o juristă, de fapt nici nu era angajată juristă, o doamnă care avea studii juridice pe la Evidența Populației, nu beneficiase, că nu fusese angajată după. Și de ce n-a trimis-o pe fata asta? Că era angajată pe studii medii, pe funcție medie, dar cu studii superioare, la sporul de funcție de studii superioare juridice. Păi de ce n-a trimis-o? Așa și aici. Au direcție juridică. Ce mă interesa pe mine că Răduțoiul e ocupat cu alte probleme sau alte prostii? Problema lui. Chema toți juriștii, da? Iar o negociere greșită în Consiliu. Bă, frate, stați așa o țări că avem. Are juriști la Direcția de Patrimoniu. Cu siguranță sunt mulți juriști în primărie. Care nu sunt implicați acolo, da? Nu, nu, la direcție, care nu sunt în primărie. Juriștilor, Direcția de Patrimoniu. Are la edilitara juriști. Păi și atunci ce cauți să aduci tu avocați? Și doi, credeți că aduceau vreun avocat valoros? Ținând cont de speța... Nu, meu. Nu, pentru că trebuia să facă selecție de oferte și mergea pe cel mai mic preț. Păi ce mare avocat al Târgu Jiului sau al Craiovei, cred la Curtea de Apel, să ce nu luau de acolo, venea pe cel mai mic, nu, pe cel mai mic preț. Care credeți dumneavoastră că ar fi dat cel mai mic preț? Păi da, începătorii ăștia care n-au clientelă, care... Păi da, credeți că s-ar fi apelat la această selecție? Păi era obligatoriu. Păi nu dai cui vrei. Câte nu sunt obligatorii? Nu cred că se joacă Romanescu. Credeți dumneavoastră că s-ar fi apelat la această selecție de oferte? Păi dacă nu se duce și el în partea alaltă. Și așa sunt numeroase voci din jurul primăriei că nu prea e bine ce să facă anumite chestiuni. Deci dacă este adevărat că în acest moment au vreo 180 și aproape 200 de miliarde necheltuite, este jenant pe 6 luni. Pentru că noi așteptăm bilanțul de sfârșit. Pe partea a doua anului vă referiți? Pe ultimele 6 luni? Da, da, ultimele 6 luni, când au fost și rectificările și alea. Dar sunt foarte multe voci care afirmă că există o sumă destul de, fantastică, de mare. Păi de-aia, din punctul meu de vedere, e de apreciat că au încercat să achite măcar creditul. Bă, la ce mai plătim că noi avem bani în cont? Dăm bani înapoi la din 100 de miliarde, dăm 72 înapoi la stadion. Nu mai plătim dobânzi, da? Alea-s vrăjel de 2 lei cu roborul, găselnițe, trebuie să găsești ceva când spui de ce dai banii înapoi creditul. Și n-aștepți, că atunci când te-ai dus la bancă, spun, frate, vreau creditul pe 10 ani, uite pentru ce. Banii e clar, îi putea folosi doar la primărie, nu? Da. Doar la stadion, primăria. Așa doar la stadion, nici altă parte. Da. Ăștia de avea în buget, puteți să-i folosești la orice. Arătați în dumneavoastră, excluzând giratoriu de jos, de acolo, de la fostul abator, de pe Victorie de jos, da, pe care l-a făcut după ce a venit dumneavoastră, dacă au făcut vreo lucrare de reparații, măcar pe stradă serioasă. Bă, o parcare în plus. Și acolo am făcut gălăgie, că de-aia te doare sufletul și stai și analizezi. Le-a spus de la început, frate, nu-l mai faceți așa, puneți stropitori, să nu mai vă cisternă aia noaptea. N-a vrut să ascultă Romanescu, de ce să deranjăm noi? Amărâția de la editare stau și în gheață, ai văzut noaptea, zi, iarnă, se ude. Și în special pe vremea rece frumos. Este criminal. Dar și vara pe soarele la noaptea să stai, dai cu apă din cisterna aia amărâtă. Păi te ascultea stropitoarea programată. Păi vedeți dumneavoastră, ăsta este un sistem implementat și știți la fel de... De Ionescu și de Cârciubaru, punct. De anumite elemente din trecut. De 15 ani, 20 de ani, am tot făcut propuneri. Mâine se întâmplă, Doamne ferește, unde venim pe Victoria. Trebuie să intre mașina de pompieri. Pe unde intră, care pe unde? I-am spus, Ionescule, că nebunesc când mi-aduc aminte de mustățele înfoiate din anumite considerente. Stâlpișori cu telecomandă care se lasă să coboară, nu la fiecare, poți să pui 10 flori, dar pune 2 stâlpișori să poate intra două mașini. Nu. Nu! Da. Sunt, din păcate, multe disfuncții. V-am dat un exemplu, dar repet, trebuie să discutăm de trafic foarte serios. Discutăm de piața centrală. Am făcut acolo o solicitare să-mi spună și mie în ce bază a dat autorizație. Nu știu dacă ați văzut în mijlocul parcării aia. Da. E un chioșculeț de vreo 100 ceva de metri pătrați. Da. Eu vreau să-mi spună și mie domnul Romanescu în ce bază doamna Ermina, dacă e adevărat ce am auzit acum, rugată de celebrul senator, că la rândul lui nu știu cine l-ar fi rugat, unei familii Constantinescu i-a dat autorizație pe 100% din suprafața pe care a primit-o retrocedată. Când legea interzicea. Da, e o întrebare pertinentă. Da? Doi, de ce n-am recuperat terenul ăla și să facem parcare supraetajată pe toată partea de la piață cu intrare de pe Brâncuș? Sau de pe colțul Brâncuș sau de pe Mânirii?
De ce? Rea voințe sau interese? Păi interesele unor grupuri. Da. Că cei care au parcare acolo, da? E un leu. Un leu, ai văzut? Pe oră, da. Și este organizat. Da, e, funcționează ok, doar că este prea... Este sub. Dar dacă era dublată? Cu siguranță era altceva. Corect? Da. Gândiți-vă că primăria e 2 lei pe oră. Și blochează strada. Da. Sunt întrebări la care cu siguranță... Aceeași parcare, de doar că e în stradă. Da? Parcarea nu se face pe stradă, le-am spus de 1000 de ori. Decât pe străzile principale, mă refer. Ai străzi laterale unde poți să faci. Dar trebuie să faci alveole, să faci... Să amenajezi cumva. Să lași suficient. Dar, repet, o să treacă sărbătorile, ne apucăm și de activitatea asta publică din nou serios. Pare rău că trebuie să-l dezamăgesc pe bunul meu prieten, George Linim Albastră. Trece perioada de grație de 6 luni pe care i-a dat-o foarte multă lume și rugăminți. Domne, lăsați-l 6 luni pe Romanescu, îi trece și perioada asta. Vedem noua declarație de avere, că a luat 3.000 de euro pe lună. Cu cât a crescut conturile, că este fantastic de bine în conturi. Eu, 3.000 de euro pe lună e cam mult ca primar să ieși și să-l faci, să vii să te plângi toată ziua. Vom vedea, după aceste 6 luni, după expirarea termenului de grație. Mai sunt 2 săptămâni. Nu avem ce discuta mai multe. Din punctul meu de vedere, în acest moment e delicată problematica. Din două lucruri. Echipa de consilieri varsă, oricum, sau toți zvonați spațiul public ăsta din jurul celor doi frați, că să se ducă ăla care reprezintă pe ăla, că îl schimbă pe alaltul, duce pe alălaltul, că vom vedea. Ce mai fi? Așa este. Că după sărbători se hotărăște, dar el minte tot timpul. Una dintre marile probleme reprezentate practic de o direcție, să-i spunem așa, subordonată primăriei, o reprezintă poliția locală a municipiului Târgu Jiu. Știm că iarăși este și acolo un focar, avem un permanent conflict între conducere și angajați, între tabere. Nu există conducere, de să ne înțelegem. Poliția locală a fost întotdeauna și a reprezentat un fief de familie al senatorului Florin Căciumar. Discuțiile au fost tot timpul aprige în jurul acestei entități, modul de folosire a efectivelor. Nu știu dacă spațiul ne permite, nu prea cred că ne permite. Haideți să abordăm, dacă m-ați invitat de seară și vin, să abordăm pe larg, să vin și cu lecția pregătită, da? Cum se spune, cu legea și cu tot ce este și cu ce nu facem. Și o să vedeți că nu face niciunul la mie din ce ar trebui să facă poliția locală. Sarcinile trasate prin lege? Prin lege. Au făcut numai funcții, numai angajeri, numai și așa mai departe. Dar asta e. Onor, Consiliul Local votează așa ceva. Cetățenii trebuie să înțeleagă. Putem ați dat a doua temă pentru de seară ca să mă și pregătesc. E un subiect care a generat multă nemulțumire. Și va genera. Dar ce vreți să spuneți? Când se duce și face audit, găsește 7.000 de nerealizări, da? Și spui acolo la 40 de funcții din alea, spui, are termen să le îndrepte până la 25 ani. Ai măsură luată de Romanescu? Când condițiile în care domnul George Romanescu s-a dus, fratele său, s-a dus acolo în perioada controlului. Ce a căutat George acolo? Ce a căutat? N-a nicio treabă. Nu scrie în legea poliției locale care e ITB-ul legătură cu poliția locală. Da, mă, normal, sunt două entități ce nu ar trebui să fie interconectate. Și atunci? Ce să înțelegem? Ce se vorbește în spațiu public? Că înțelege între Romanescu și Căciumar, eu ți-l las pe Georgel, tu nu mi-l deranjezi pe Florinel? Putem specula așa ceva? Nu, noi punem întrebarea, nu spunem nimic altceva. Ei trebuie să ne dea răspunsul. Pentru că e grav, nu fac nimic din ce trebuie să facă poliția locală. Și totuși există un șef acolo care refuză cu încăpățânare să vină la orice emisiune, la orice dezbatere. Există un șef acuzat chiar de o bună parte a angajaților că nu respectă legea și că ce se întâmplă acolo se face strict discreționar. Da, corect. Aveți perfectă dreptate. Am fost la dezbaterea pe buget, care trebuia să aibă loc. Și va fi a treia temă pentru de seară, pentru că s-au dezbate mai mult acum. Cum vreți, mai avem 10 minute, nu știu. Avem, câte minute? Nu, 7 minute. Nu prea avem timp, dar spun-o așa o parte. Mi se pare firesc și normal ca să apare primarul la
ora 4 fără 5, vede că fără 3-4 minute intră în sală, până e așa, până s-a la 4 fără minute, vede că nu vine. Stăm și stăm 10 minute să vină, să-l sune. Cine? Șeful poliției locale? Da. Se pare firesc? Nu. Șeful de la investiții, la fel. Să sune după ei? I-am cerut în mod public și l-aștept. Dacă nu vine Romanescu, dau la 70 de reclamații până când îmi va dă răspunsul. A afișat un program. Câte-ai spun, nu-i de vină purtătoare de cuvânt acolo. În data de dezbatere cu asociațiile locatari din zona cu tare putare, da, în data de zona X și așa mai departe, în zona 2, în data de cartierele periferice și zona de nord. Și ne trezim la teatru cu președintele asociației sau un șef, așa a zis că nu știu, domnul Șipotean, nu știu ce funcție are pe acolo, care ne spunea ce canalizări nu-i merg, ce becul nu-i merg la blocul în care stă primarul. L-am lăsat, am stat 10 minute, 15, 20, printre altele. Și am zis că, domnule, ce cauți aici? Noi suntem din cartierele mărginașe. Eu n-am venit aici în sală să te întreb când e centru. Păi n-am fost aici. Problema mea că n-ai putut să vii de la hotel Gorj și până la adică teatru? O distanță de 60 de metri. Da? De metri. E problema dumneata. Ca să constat că au mai fost și oameni serioși pe acolo, că de fapt atunci și una să domnul de la primărie. Astăzi veniți că n-am avut oamenii. În prima zi au fost 15, în a doua zi 20 și în a treia zi 26. Din care am venit de pe cartiere mărginașe și vreo 10. Nici un alt calcul. Ce dezbatere de buget să faci? Dezbatere pe buget. Nu. A fost o audiență colectivă. Ce probleme aveți voi? Că oricum bugetul facem cum vrem noi. Nu era un videoproiector, nu era un flipchart cu scris, uite, pe aici ce facem. De ce nu? Așa este. De ce? Și atunci ce să dezbatem? Și eu m-am ridicat, i-am spus, domnule, n-am ce stă, îmi pare rău, am o singură propunere, văd domnul Romanescu, vă rog. Tot vorbea Ionescu, ne întreba și a spus, bă, ce calitate vorbești tu? Lumea a votat în Târgu Jiu să te să ducă de aici toată gașca ta și acelui care ați fost atâția ani. Pleacă, lasă-l pe Romanescu să vorbească că de e primar. Domnul primar, am o singură rugăminte, te rog să fii primar. Ți s-a părut o rugăminte, vi se pare o rugăminte ție sau la ascultătorii? Nu, neserioasă? Dar eu nu, pentru mine chiar nu vreau să mai cer nimic, eu cer să mă vreau, avem alte idei și vreau, o să vi răspund de seară. Ce vreau eu pentru buget? Din partea mea de vedere, da? Păi și atunci ce mai cauți? La ce vine ăla să vorbească peste tine? Aveți o bogată experiență în domenii sensibile, să spunem, ale societății. Credeți că este posibil, a fost sau este posibil, ca un primar nou, care teoretic nu face parte din sistemul găsit în primărie, poate destructura grupurile, da, de interese din primărie? Da, un primar poate, dar dacă e primar. Dar dacă e legat cumva de grupurile de interese? V-ați spus această întrebare? Nu. Sau de alte grupuri de interese care le ia locurile la... Și de obicei oamenii din grupurile de interese? Îți schimbă foarte repede tabără. Opțiunea. E posibil. Cite că lucrurile sunt destul de complicate, iar 2018 nu pare să le descălcească în primăria municipiului. Deci uitați-vă ce se întâmplă, e de necrezut. Infractorii vor vâi pe străzi. Vă referiți la noile modificări? Ce se întâmplă în Parlament, da? Eu totuși cred în instituțiile statului, până la urmă să-și pună punctul de vedere. Președintele, curtea... Da, dar vă reamintesc, declarația poporului celor de la, din coaliția majoritară din Parlament, am fost votați de 3 milioane de români, lăsați-ne să facem treabă. Asta păi, dar cine i-a oprit? Dumnealor, cu subiect și predicare. Păi nu, cine i-a oprit? Păi se pare că strada pune presiune pe ei. Păi de ce se consideră cu presiune? Câți au fost acolo? În stradă? Dintre ei? Nu, câți au fost în stradă, vă întreb. Acum, în ultima vreme, din păcate, foarte puțini. Bun, și? Atunci ce presiune pune? Păi dumneavoastră erați tinerel, probabil, când vă aduceți aminte, erau 15.000 de mineri în Târgu Jiu. Da, eram destul de micuț, dar mi-am De câte ori au fost 15.000 de mineri la 15.000 de oameni la București? De două, trei ori. Păi și a fost o presiune? Ați văzut că Târgu Jiu n-a mers? Nu. Păi dacă în Târgu Jiu nu s-a întâmplat nimic la 15.000 de mineri, de ce ne speriem de București? Nu, aia nu e presiune, dacă are și 2 milioane. Doi, de ce ne... Sunt meeting-uri în Franța, în Germania, în care ia un milion. Încerc și cu democrație solidă. Da, și votează împotrivă, ea votează tot ce e deocamdată la putere. Aici au dreptate, frate, noi facem ce vrem, dar să faceți legal. Aia e problema. Nu legi pentru ca să scape infractorii.
Și aici iarăși este un subiect... Dar o să ziceți că eu sunt prea subiectiv și... Nu, considerăm că aveți perfecte dreptate privitor la aceste legi sau modificările la legile justiției. Sunt foarte multe chestiuni care vor provoca probleme în ceea ce înseamnă buna funcționare a unei societăți. Domnul, ei iasă și blamează judecătorii. Toți cei care ajung acolo îi blamează. De ce? Păi judecătorul judecă cu probele pe masă care au fost aduse de procurori, de polițiști. Și după legea făcută de tine, parlamentar. Da. Cum poți să-l blamezi asemenea un care a învățat, a făcut facultate, a făcut INM-ul. De specializare, tot. Da? Se duce la cursuri. Cum poți să-l blamezi tu de care ți-ai făcut lege să furi și te-a prins și pe... Și așa aveai posibilitate și ai furat. Cum poți să blamezi instituția judecătorului? Cred că lecția dată ieri de judecători care au ieșit în robe în fața tribunalului să-și apere. Nu se poate. Nu se poate mai mare lecție de atât. Cu bun simț, cu condescendență. De profesor nu-ți convine, trebuie să iasă oamenii să facă mitinguri, da? De doctor, eu spun de categorii sociale care au învățat mulți ani carte. Da, îi deranjează pe ei, că oamenii ăștia știu carte, da? De doctor nu-ți convine. De judecător și de procuror nu-ți convine. Bă, dar 3 milioane nu reprezintă România, mă. Da, așa este. Numerii vorbind așa. Problema este. Nu este, pentru mine, problema nu reprezintă cei de la guvernare. Nu. Reprezintă faptul că nu avem opoziție. Nu avem opoziție. Cei care sunt în opoziție nu fac decât un singur lucru în acest moment. Să-și caute interese pentru ei. Da. Stimate domn, din păcate am ajuns la finalul emisiunii de seară. Eu vă mulțumesc de invitație. Voi fi aici. Am înțeles cele două, trei teme de importanță cu care vom discuta. Ce să vă spun? Le doresc tuturor celor care ne-au ascultat sărbători fericite. Să aibă încă speranță și credință că lucrurile până la urmă vor intra pe normalitate în țara asta și eu cred la fel și sper să-și petreacă sărbătorile alături de cei dragi cum își propun fiecare, pentru că ați văzut, bugetarii au deja de pe 23 până pe 3. Două săptămâni de concediu. Tu cum să-i dai salariul întreg la unul care nu muncește două săptămâni? Tichete de vacanță și la cum să-i dai? Sunteți în învățământ. Păi și profesorii pe perioada vacanței au alte activități extracurriculare, cum le spun ei. Da? Cu copiii să-i ducă în excursii în alea, să organizeze staul, să-și pregătească sele de clasă. Deci bugetarii reprezintă o plagă în acest moment a societății. Așa este. Trebuie să-i punem punct aici emisiunii. Mulțumesc. Vă mulțumim pentru prezență. Ne revedem, ne reauzim de seară. Dragii mei și dumneavoastră, o zi cât mai plăcută. La revedere! Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei.